Pe lângă oboseală, neatenție, alcool sau lipsă de experiență și agresivitatea la volan crește semnificativ iminența producerii de accidente rutiere, atrag atenția specialiștii în psihologia transportului. Dacă e să traversezi orașul cu autoturismul personal, este inevitabil să nu fii claxonat, înjurat sau șicanat în trafic. Toate acestea sunt puse de specialiști pe seama agresivității. În momentul în care ne supraaglomerăm, simțim o tensiune, o constrângere din toate părțile și atunci tendința de a fi noi primii, de a ajunge primii la semafor, de a pleca primii de la semafor, e o chestie de supraviețuire. Cam asta se întâmplă la nivel psihologic și de aceea devenim agresivi la volan într-un trafic aglomerat. De la agresivitate la accidente rutiere este doar un pas. În cazul în care suntem în mașină, avem protecția aia în care nimeni nu ne vede și nimeni nu știe cine suntem și atunci tindem să depășim limitele și accelerăm. Tot agresivitate se consideră și atunci când se apasă prea mult pedala de accelerație. Cei care au fost prinși de oamenii legii, fie au rămas pietoni, fie au fost nevoiți să bage mâna în portofel pentru a plăti amenzile pentru viteză. Doar în prima jumătate a anului au fost aplicate peste 10.000 de sancțiuni contravenționale, cu peste 2.000 mai multe comparativ cu anul trecut în aceeași perioadă. În primul semestru din anul 2017, pe fondul vitezei, s-au produs 13 accidente grave, o scădere de 6 accidente față de aceeași perioadă a anului trecut. Din fericire, nu s-au soldat cu persoane decedate, în schimb s-au soldat cu 16 persoane rănite grav. 260 de persoane au rămas fără permisul de conducere datorită depășirii vitezei legale cu mai mult de 50 de km la oră. Cu mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, este o creștere de 100 de permise de conducere reținute. Agresivitatea șoferilor se poate trata, dar fiecare caz este particular, iar terapiile diferă. Pentru a se putea trata, primul pas este de a accepta și de a-și dori să scape de această boală.